Andrei Maioranu a fost numit deja în funcție de către premierul României Sorin Grindeanu. Contactat telefonic, Maioranu nu a vrut să facă prea multe comentarii pe marginea acestui subiect. A dat asigurări că după ce va prelua oficial funcția și va afla ce atribuții are, le va face publice. Colegii săi de partid l-au felicitat pentru această numire. Ciprian Florescu, vicepreședinte al PSD Gorj, îl susține pe colegul său, afirmând despre acesta că este un bun profesionist. Până la urmă s-a dovedit că munca liderilor PSD de la Gorj și a organizației a fost răsplătită în ideea în care, iată, avem în acest moment un secretar de stat la Ministerul Energiei, exact ceea ce ne doream cel mai mult. E un motiv de bucurie, dar și de responsabilitate, evident. Mai cu seamă că vorbim despre un domeniu extrem de important la nivelul județului Gorj. Sigur, extrapolând, el este de importanță națională. Însă bucuria e cu atât mai mare cu cât de acest domeniu se va ocupa domnul Andrei Maioranu. Cu toate acestea, Maioranu va avea mult de muncă, îl atenționează Florescu. E clar că domnul Andrei Maioranu e conștient de responsabilitatea ce îi va apăsa umerii în perioada următoare. Foarte multe solicitări cu siguranță vor veni spre domnia sa în ceea ce privește soarta complexului energetic Oltenia. Însă am convingerea că prin capacitățile pe care le-a arătat de-a lungul timpului va reuși să rezolve multe din problemele cu care se confruntă județul pe plan minier și pe plan energetic. Mai cu seamă că știe foarte bine, cunoaște acest domeniu, a activat și în minerit și în domeniul energiei și din acest punct de vedere suntem liniștiți, având convingerea că va face exact ceea ce este mai bun și ceea ce trebuie să facă pentru acest domeniu. Socialdemocrații susțin că rămân în continuare vii și speranțele pentru ca Gorjul să mai impună și alte persoane pentru a prinde posturi de secretar de stat în guvernul condus de Sorin Grindeanu. Nemulțumitului, știți cum e o vorbă populară, nemulțumitului ia Dumnezeu darul. Evident, n-a fost un dar, a fost o luptă obținerea unui astfel de post. Însă mă gândesc că în acest moment Gorjul este așezat pe harta principalelor județe care au dat oameni capabili în funcții decizionale importante la nivel de ministere. Andrei Maioranu este director adjunct la Hidroelectrica și a fost în cărți la sfârșitul anului trecut pentru un post în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, însă nu a reușit să-l prindă.